Mult iubiții mei frați, iubitele mele surori din România și voi tare dragi copilași, în primul rând să mă prezint, numele meu este Richard Gurmbrand, eu sunt un frate evreu din România, mulți ani am fost păstor în România, urmă așa s-a întâmplat că sub comuniști am fost băgat la închisoare, am stat 14 ani acolo, după 14 ani m-am liberat, dar era o libertate cum o dau ei. Dacă mergeam într-o biserică, numai să fiu acolo, duminică. Îl chema pe păstor, a doua zi l-am puternicit, de ce l-ai primit pe Gurmbrand în biserică? El răspundea, eu nu pot să pun jandarm la ușă, intră cine vrea, să nu-l mai vedem acolo. Și aveau greutate frații din pricina mea. Și atunci am fost sfătuit mai bine să mă duc în străinătate și să caut să ajut din străinătate bisericile românești. M-a ajutat Dumnezeu, am ajuns în America și aici s-a creat o misiune care se numește Misiunea Creștină pentru Lumea Comunistă și a dat Dumnezeu binecuvântare misiunii acesteia. Acum există în vreo 40 de țări din lumea liberă, în toate țările europene, în Statele Unite, în Canada, în țări din America Latină, în Australia, în Noua Zeelandă, în India, în țări africane. Și de pretutindeni noi ajutăm pe creștinii din țările comuniste, nu numai din România, ci și din China, din Rusia, din țările est-europene. Dar până sunt țările comuniste în care este mare suferință încă acum, în Etiopia, în Mozambic, în Angola, în Africa. În Mozambic sunt acum între 10 și 12 mii de creștini și creștine în închisoare, acum. Și chinuiește cumplit. În Mozambic, o țară comunistă în sudul Africii, sunt între 8 și 10 mii de creștini în închisoare. Alții sunt prin închisori în Cuba, în Nicaragua. Și, pur mă, nu numai ateiștii prigonesc pe creștini, îi prigonesc și musulmanii fanatici, grozavă teroare împotriva creștinilor în Iran, în Egipt și acum în Sudan, care este cea mai mare țară africană, creștinii simplu au fost răstigniți acum, nu acum 2000 de ani, și acum creștini sunt răstigniți. Și misiunea noastră pe unde poate și cât poate, ajută bisericile acestea prigonite, introducem clandestin, cum putem, Biblii și alte cărți creștine, propovăduim la radio și mai facem încă ceva. Sunt mii și mii de creștini în închisoare, familiile lor flămânzesc și în măsura posibilităților noastre căutăm să ajutăm aceste familii. Și în România ați primit mulțime de Biblii și alte cărți. Ați primit și cărțile mele, n-am putut trimite cărțile mele sub numele meu. Unele le-ați căpătat sub numele de Radu Valentin, altele Nae Ionescu, Umpleți Vidul. Acum iarăși am publicat o carte, adică înainte de s-au întâmplat răsturnările din România, o carte Dovezile Existenței lui Dumnezeu și altele, o carte despre Marx, unii din voi le-ați căpătat. Era greu să trimitem multe, că la vamă se oprea și curier care aduceau lucrurile acestea erau arestați. Asta e ceea ce facem și sper că foarte curând, dacă ajută Dumnezeu, voi veni și eu în România. Între timp am ajuns să fiu de 81 de ani, nu mai este așa de ușor ca înainte, dar cred că mulți dintre frații bătrâni mă țin minte. Iar frații tineri, uite acum mă văd și acum mă aud. Înainte de a vă da mesajul meu, vreau să vă prezint pe o soră scumpă. Asta e soția mea, Sabina, noi îi spunem Binția. Iarăși frații și surorile bătrâne și aduc aminte de ea. Ea a fost cu mine, fidelă, în toată lupta aceasta în România, închiși și pe vremea legionarilor și pe vremea lui Antonescu. Până a stat și la închisoare sub comuniști, în același timp în care eu am stat la închisoare. Și acum suntem foarte bucuroși de a fi împreună. Și repet, mare Dumnezeu, a făcut așa o schimbare în România
și sperăm că foarte curând vom fi chiar între voi. Dar până atunci, mesajul meu, vă voi vorbi din Ioan, capitolul 6, versetul 53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Oricare român mă ascultă acum să știe că dacă nu mănâncă trupul lui Iisus și dacă nu bea sângele Lui, poate să fie baptist, penticostal, ortodox, catolic, orice ar fi, evreu, oricine nu mănâncă trupul Fiului Omului și dacă nu bea sângele Lui, n-are viață în el însuși. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Nimic alta nu ajută. Că ai fost botezat de mic, că ai fost botezat de mare, că vorbești în limbi, că îți faci cruce în biserica ortodoxă, că orice, nu ajută. Dacă nu mănânci trupul lui și dacă nu bei sângele lui, nu e viață. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în viac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, a, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Amin. Despre asta vreau să vă spun câteva cuvinte. Ce era pricină de poticnire în cuvintele acestea ale lui Iisus? De ce s-au supărat oamenii pe el pentru aceste cuvinte, ba chiar ucenicii? Spune mai departe în capitolul acesta că unii din ucenicii lui au spus, asta nu, l-am crezut, l-am ascultat, asta numai. Și au plecat de lângă el. El a pierdut ucenicii. Care-i greutatea aici? Ca să înțelegem, vă voi povesti ce mi s-a întâmplat în Japonia. În lucrarea asta misionară, cum avem misiuni în atâtea țări, în vreo 40 de țări, asta m-a obligat să călătoresc prin multe țări, între altele am fost în Japonia și am fost invitat să predic la o universitate acolo. Ei nu erau interesați să audă despre Iisus, religia dominantă, acolo este shintoismul, budismul, o cu totul altă religie, ei se închină lui Buddha. Însă vreau să știe despre comunism. Eu vreau să le spun despre Hristos, ei vreau să audă despre comunism. M-am dus și... Dar am fost avertizat de frați. Vezi că ei nu vor să audă despre Iisus și dacă încep cu Iisus o să fie rău primit de ei. Tu numai despre comunism să le spui și dacă poți să bași câteva cuvinte așa, dar ei de Iisus nu vor să audă. Ei, m-am dus acolo la Ambon, era o tribună la universitate, m-am dus fără Biblie în mână. Am fost anunțat, vorbește pastorul, un pastor creștin, Wurmbrand. De la început o rezervă, nu le place de creștini. Și acum am început să vorbesc, domnilor, domnișoarelor, domnilor, erau studenți. Vă spun nespusa mea bucurie că sunt în Japonia, fiindcă este o țară în care Buddha este foarte cinstit, foarte venerat, onorat. Și eu sunt unul care am o foarte mare stimă pentru Buddha. Și am venit să vă spun stima mea pentru Buddha, bucuria să fiu între cei care îl cinstesc pe Buddha. Au rămas toți cu gura căscată. Uite, vine un pastor creștin și spune că nu mai poate de bucurie când aud despre Buddha. Tot au rămas în felul acesta. Și ne-am povestit.
Budismul are o carte sfântă. Cum avem noi Noul Testament, au și ei o carte sfântă. Se numește Tripitaka, în traducere cele trei coșuri. Așa se numește carte. Și acolo se povestește că Buddha era un învățător religios care a trăit vreo 600 de ani înainte de Hristos, că Buddha odată a trecut printr-o pădure și a văzut în pădure o tigroaică murind de foame. Nu mai găsise de mâncare. Și avea 4 micuți tigri și mureau și ei dacă ea nu avea lapte în sân și ei erau condamnați la moarte. Și Buddha nu era el Dumnezeu, nu era fiul de Dumnezeu, dar era om. Și era un om de felul lui tare, tare bun. Și nu putea să sufere ca cineva să moară de foame. Hai, și tigroaica să fie. El știa că tigroaica e un animal sălbatic. Mănâncă și oameni când poate. Dar totuși, nici măcar un animal sălbatic nu trebuie să moară de foame. Cum să salvezi eu pe tigroaica aceea? A scos un cuțit și a tăiat binele. Vederea sângelui ațăță un astfel de animal sălbatic, s-a culcat lângă tigroaica flămândă, tigroaica să-l mănânce pe el și să trăiască. Și într-adevăr, tigroaica l-a mâncat și acum avea și lapte în sân, a trăit tigroaica, au trăit cei 4 tigri mici, a murit prințul cel bun, el povestea în cartea lui despre un asemenea prinț bun, a murit prințul cel bun, și animalele sălbatice au fost salvate. Eu povestirea aceasta am citit-o când eram tânăr. Nu eram credincios din niciun fel. Dar am citit-o. Mă interesa în cultură ce-i budismul, ce-i mahomedanismul, ce-i iudaismul și așa mai departe. Și am citit-o. Tare mi-a plăcut povestea aceea. Eu din toată gândirea religioasă un lucru știam. Că sunt ca un animal sălbatic. Eram un sălbatic. Nu eram crescut dintr-un piersic pe altoi. Și eram un fire sălbatic. Și când am auzit tigroaica aceea, pe ea, și eu sunt tot așa. Nu-mi păsa de nimeni și de nimic mie să-mi fie bine, chiar dacă aș călca peste alții. Și îmi ziceam eu, ce păcat că povestirea asta e un vas. Nu există prinț ăștia. Un prinț să-și dea viața pentru un sălbatic, pentru un ticălos, așa ceva nu există. E frumoasă povestirea, dar îmi pare rău, nu e adevărată, e o născocire omenească. Și au trecut mulți ani, le povesteam studenților ăstora japoniști, și am citit o altă carte, în care ni se povestește iarăși despre un prinț foarte bun, dar prințul ăsta era un personaj istoric, care a trăit pe pământ, și prințul acesta se întâlnește cu niște oameni sălbatici mai răi decât tigri. Tigrii nu aruncă bombe, oameni sălbatici și bombe aruncă. Tigrii n-au mitralieri. Oameni sălbatici și mitralieri au. Și el a fost între oameni sălbatici, ucigat, și le-a spus acelora exact ce a spus prințul ăla. Mâncați trupul meu, beți sângele meu, uite mă culc eu lângă voi, voi hrăniți-vă din mine și voi o să trăiți. Eu o să mor și voi o să trăiți. Și într-adevăr, oameni l-au răstignit, după ce l-au biciuit grozav până la sânge, i-au bătut cuie în mâini și în picioare și au bătut joc de el. Cum a putut? Câte dureri există în lume? I le-au împus și el a trăit, el a murit și cei care l-au răstignit, ei trăiesc, fiindcă s-au hrănit din jertfa aceasta lui și de 2000 de ani oameni mănâncă trupul lui, beau sângele lui, adică se hrănesc din jertfa aceasta, el a murit, oamenii trăiesc. Numele prințului aceluia este Isus. Și de când am crezut în Isus, eu am cinstit pe Buddha, am avut mare respect de Buddha, care 600 de ani înainte de Hristos a avut o intuiție așa, parcă a avut o vedenie, că o să fie odată un prinț atât de bun. Vă spun, faceți bine că respectați pe Buddha, dar credeți în acela despre care Buddha a zis, un prinț care și-a dat trupul și sângele pentru viața oamenilor. Și am auzit după aceea că s-au pocăit dintre studenții aia japonești care au fost de față. Când Iisus a spus, eu îmi dau trupul să fiu mâncat, îmi dau sângele să fie băut, ucenicii lui toți erau evrei și pentru ei vorbirea asta nu era străină. În fiecare Paști, ei tăiau un mielușel,
Era o jertfă pentru păcatele lor. Altădată în templu, tăia un țap sau tăia un bou sau diferite animale, nu? Diferite animale. Și mâncau din animalul acela. Animalul era o jertfă pentru păcatele lor și își însușiau această jertfă într-un chip simbolic, mâncând din carnea animalului, din carnea animalului. Așa că ei au priceput ce a spus Iisus, că El își va da viața și noi vom avea iertarea păcatelor și viața veșnică din cauza că El suferă pentru noi. El a înțeles foarte bine. Și atunci de ce s-au supărat? De ce au spus că vorbirea asta este prea de tot? Asta nu putem primi? Când în fiecare zi în templu se aduceau astfel de jertfe. Erau jertfe animale. Acum va fi jertfa Fiului de Dumnezeu. Dar ideea de jertfă aia era cunoscută la ei. De ce s-au supărat atâta de rău? Fiindcă Mântuitorul n-a spus numai că El se jertfește pentru noi. Asta i-ar fi primit? Cine nu primește? De la atâția în adunările noastre, în biserici, așa de bucuroși, Hristos a murit pentru voi, aleluia! El ne dă viața veșnică, aleluia! Un loc în cer, aleluia! Ne iartă păcatele, aleluia! Toți țin cu predicatorul când spune lucrul acesta. Și când predicatorul întoarce foaia și spune, acum și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Acum și trupurile noastre trebuie să aducem ca o jertfă sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, deodată vezi că nimeni nu se mai uită atât de entuziast la predicatorul acesta, partea asta a doua nu le place. Nu le place. Că trebuie și noi să ne dăm jertfă pentru alții. Trebuie să ne dăm sufletele. Nu înseamnă că să mă duc să mor pentru alții. Dacă așa am fi făcut, ar fi murit toți creștinii martiri și n-ar mai fi creștinism. Dar este vorba de jertfa de toate zilele. Pe Iisus, care era așa de sfânt, era Fiul de Dumnezeu, îl scârbea când vedea pe un ticălos. Îl scârbea când se întâlnea cu Iuda și Iuda avea banii vânzării în buzunar. Dar el călca peste scârba aceasta. Jertfia dezgustul acesta și a înaintat spre Iuda trădătorul cu un zâmbet, prietene, dându-i încurajare și tu poți să te întorci la Dumnezeu. Nu putea să sufere necurăția, el cel prea curat. Se întâlnește cu o femeie prinsă în adulter, îl revolta faptul că cineva poate să-și trădeze pe soțul, pe soția și să se încurce cu alții. Îl necăja că un astfel de lucru se întâmplă, dar stăpânea toate aceste porniri pe care și el le avea în inima lui, pornire pe care o are orice sfânt când vede un păcat, și o stăpânea și spune femeii, du-te, eu nu te osândesc. I-a arătat un cuvânt de înțelegere. Pe el îl supăra când vedea pe unul furând, tălărind. Cum să nu-l supere, dacă el era totdeauna cinstit? Dar când lângă el un tălhar, tălhar de meserie, îi spune, parcă aș avea și eu dorința să intru în împărăție. Iisus jertfește sentimentele acestea pe care le are și se coboară la nivelul tălharului și spune, e un loc și pentru tine, chiar astăzi vei intra cu mine în rai. Și fiecare din noi suntem chemați să ne dăm sufletele, să dăm tot ce este în sufletul nostru, ca cel de lângă noi să trăiască, să aibă viața veșnică, îmi dau eu viața mea să trăiască tigroaica și să trăiască puii de tigri și să trăiască oamenii care sunt răi ca și tigri și care sunt cireți ca și vulpi și așa mai departe. Și fiindcă Mântuitorul nu numai că a spus, eu mă duc să mă jertfesc pentru voi, dar cumva le-a dat de înțeles, învățați de la mine. Adică mergeți și voi pe calea aceasta. I-a spus, asta e prea de tot, prea de tot. Preoții în templul în Ierusalim nu ne spun așa ceva. Aducem acolo un miel, aducem niște turturele, aducem. Alea mor, noi mâncăm, dar eu să mă jertfesc. La asta ei nu se gândeau. Cine poate să primească vorbirea aceasta? Dacă aș... Cei care mă ascultați, până aici totul este în regulă. Vă spun că Iisus a învățat iubirea de vrăjmaș. Nu-i destul să iubești pe fratele tău, pe sora ta de credință, pe prietenul tău. Nu, a spus. Trebuie să iubim și pe vrăjmaș. Și că Iisus a iubit pe vrăjmaș. A iubit pe Iuda. Pentru Pilat, pentru Caiafa, ceilalți care l-au condamnat la moarte.
pentru ostașii care l-au biciuit, care l-au țintit în cui, el spune o rugăciune. Tată, nu vreau ca ăștia să piară. Nu, te rog, iartă-i. Cu toată dragostea, pentru cei mai răi, toți veți spune cu admirare, vai, ce bun Iisus, chiar e frumos să iubești pe Pilat, să iubești pe, auză-mi, să iubești pe Pilat. Iosefus Flavius, un renumit istoric evreu din primul veac, spune că romanii, pe vremea aceea, au răstignit atâția oameni, încât nu mai era lemn pentru cruci și nu era loc unde să pui crucile. Cu zecile de mii, nu numai pe Iisus l-au răstignit. Au răstignit zeci de mii. Și Iisus a iubit pe romani. Când îl întreba pe romani, romanii sunt dușmanii noștri, hotărât că sunt dușmanii noștri. Dar iubiți pe vrăjmașii voștri. Mare era Iisus. Mare. Într-adevăr, foarte frumos. E, pe noi, ateii, poporul român, l-au chinuit vreo 40 de ani. Nu? 40 de ani. Și au băgat în închisori mii și mii de nevinovați. Nemnumărați din ei au murit. Au murit lângă mine. Au murit aproape toți episcopii catolici. Au murit călugări, călugărițe, nevastă mea a fost cu călugărițe. Au fost în închisori baptiști și penticostali și luterani și ortodoxi și cine vrei din oastea Domnului, câți au fost care ați auzit numele lui Traian Dorza, lui Moldovanu și ăștia. Dar ce i-au chinuit? Au fost niște torturi grozave, grozave, care nici nu poate mintea omenească să conceapă. În istoria lumii nu a fost ce a fost în închisoarea din Pitești, unde deținuți au fost siliți prin torturi să-și mănânce propria lui murdărie și să bea urina lor proprie. Și un preot catolic, pe care l-am cunoscut personal, Cheruvian, care era nebunit de atâtea dureri, nu mai știa ce face, nu-i vinovat. Într-o duminică dimineață i-au dat într-o mână o farfurioară în care era murdărie omenească. Și în alta un pahar, un potir, cum se spune, furat de la vreo biserică, plin de urină, și el a fost pus să spună liturghia peste astea și să dea împărtășanie cu murdărie omenească și cu urină. Astfel de lucruri s-au întâmplat. Grozăvii! Și să nu credeți că v-am spus tot ce e mai rău. Există mai rău. Surori au suferit în închisori cu mult mai mult încă decât frații. Nici nu se poate spune toate astea. Ei, a fost frumos din partea lui Iisus că a spus iubiți pe vrăjmași. Foarte frumos. Foarte frumos. Și când a fost pe cruce a spus iartă-i. Adică pe cine? Pe Pilat. Pe ostașii romani care m-au biciuit. Până la sânge l-au biciuit. Și n-au avut și ei milă. Că Sfânta Mama lui Iisus plângea acolo lângă ei, dacă n-aveau milă de el, de ea să fie avut milă, că fiecare avea o mamă. Nu s-au gândit. Și de Iuda și de Caiafa și de toți. Ce mare este Iisus! Auzi, se ierte pe toți și se iubesc. Și Ceaușescu? Și ai lui? Putem să iertăm și pe ei? Putem să avem sentimente bune și față de ei? Sau numai eu urât, noi să-i urâm. Ei ne-au baciocorit, noi să-i baciocorim, ne-au făcut-o. Lasă, acum ne-a venit nouă vremea, noi le vom face lor. Cumva, și acum, mulți creștini vor spune ce au spus ucenicii lui Iisus acum 2000 de ani. Asta, vorbirea asta e prea de tot, prea. Cine poate primi lucrul ăsta? Eu știu chestiunea aceasta, fiindcă eu sunt evreu. Și în vremea lui Antonescu, noi în România, în vremea legionarilor, știți că foarte mulți evrei au avut de suferit. Soția mea și cu mine am fost la închisoare și atunci am fost judecați de curte marțială. Familia noastră, o mare parte din familie a fost ucisă atunci. Și noi am avut de a face cu ucigași naziști. Toți evreii erau revoltați împotriva lor. Să-i sfârșe. Și când după 23 de august s-a întors lucrurile în 44. Au intrat sovietici la noi în țară, apoi ostaș german, ofițer german, mai ales SS era acum. Cum este securitatea la noi, asta era securitatea la nemți. Pe ăștia, dacă îi prindea, era vai de ei. Și dacă vă place sau nu vă place, pentru noi erau oameni răi. A făcut lucruri grozave, ne spuneau ce lucruri grozave a făcut. Dar Iisus a iubit pe aia răi. Și ca să nu vă spun multe, să vă spun despre unul.
Stăteam atunci la București, în Mihai Bravo. Șoseaua Mihai Bravo, care știți la București, de unde a pornit biserica. La noi în casă a pornit biserica de Mihai Bravo, care acum este în Valaori. A început mic acolo, urmă. Eu am fost primul păstor acolo, după ce a venit Alexa Popovici și după aceea s-au mutat ei într-o clădire mai mare în Mihai Bravo și până la urmă au ajuns în Valaori. Așa cumva, fără supărare, dar sunt un fel de bunic al adunării din Valaori. La noi în casă a început. Locuiam acolo în Mihai Bravo. Unii dintre creștinii bătrâni din București poate să-și aducă aminte, era acolo o familie renumită între baptiști, familia Blat, locuia acolo și familia Moldovan. Într-o seară, nevastă mea se culcase, ea era cam bolnăvioară, slabă, s-a culcat. Eu aveam de gând noaptea aia să o petrec în rugăciune, dacă să o păcălesc pe ea, ea să se culce. Dacă îi spuneam că vreau să mă rog, să stătea și ea cu mine toată noaptea, dar ea era slabă și bolnăvioară. I-am spus, eu mă duc până la vecinul, tu culcă-te. Și m-am dus la vecinul și vecinul mi-a povestit, a fost la mine musafir, unul din armata română, eu l-am cunoscut de mult, și mi-a povestit el cum în orașul Golta din Transnistria, el era cu plutoanele de execuție, sute de evrei erau pus în rând așa, nemții și armata română trăgea în ei și muriau și copilași în brațele mamei, Și eu l-am mustrat pe acela, pe aia, ai făcut un lucru rău și îmi povestea fratele Vlad. El a răspuns, cum? Asta e lucru bun, trebuie omorât jidanii și nu știu ce. Și cât mi-a povestit chestiunea așa, cine intră pe ușă, intră ostașul ăla, care era cu plutoanele de execuție, care omorâse evrei. În orașul Golta, în care el executase, au murit amândoi părinți, trei surori și un frate al soției mele. Fratele era un mare criminal, avea vârsta de 6 ani. Crima lui era că era evreu. Și o soră avea vârsta de 12 ani, crima ei că era evreică. Și părinții bătrâni, toți au murit. Noi nu știam exact împrejurările în care au murit, dar știam că acolo, la Golta, a fost între ei. Și acum am în fața mea pe omul care s-a lăudat că el a fost în plutoanele de execuție. Vă închipuiți cum îmi era mie pe inimă? Aveam tigroaica în fața mea. Tigroaica. Animalul sălbatic care se fălea. A intrat în casă, mi-a așezat. Fratele Vlad m-a prezentat pe mine. Ăsta este pastorul Wurmbrand. Wurmbrand e un nume nemțesc, foarte bun. A întrebat și pe pastor, un evreu nu e pastor creștin, nu? Și are numele. El ce și-a închipuit? Un pastor german, luteran, trebuie să fie. A fost foarte politicos. Și eu nu i-am spus niciun cuvânt rău. L-am lăsat să vorbească el și eu am vorbit despre una, altă, fel de fel. Cât în stele și în lună, fel de fel de lucru am vorbit. Până când s-a făcut târziu, ne-am împrietenit cumva. Și când s-a făcut târziu, i-am spus, domnule, am să vă spun ceva foarte important. Și vă rog să mă ascultați liniștit numai 5 minute. După 5 minute puteți să faceți ce vreți, dar 5 minute îmi promiteți că vă rețineți, vă stăpâniți, 5 minute să mă ascultați. El ce s-a gândit. Ce o să-mi spune pastorul ăla? O să-mi spune să mă pocăiesc? O să-mi spune să te citesc bine? Lasă-l, ascult 5 minute. Trebuie să fiu politicos în casa. Mi-a spus, vorbiți, domnule pastor, puteți să vorbiți. Și am spus, uite, în odaia de alături. Doarme soția mea. Ea e evreică. Și amândoi părinții ei, trei surori și un frate, și-au pierdut viața. Pentru crima de a fi evrei, în orașul Golta. Și ucigașul lor, sunteți dumneavoastră. Uite, el așa, cum îndrăznesc eu, el care, armata română, victorioasă, cum? Zic, ucigașul, sunteți dumneavoastră. Și acum vă propun un experiment. O trezim pe soția mea din somn și îi spunem cine sunteți. Și vă spun dinainte ce va face soția mea. Își va pune un capot pe ea, vă va zâmbi, vă va primi ca pe musafir, o să vă duc un ceai, ceva prăjitură, de ceva ce are. Și veți fi primit ca un oaspe onorat și nu vă va spune niciun cuvânt rău. Fiindcă soția mea, evreică fiind din naștere, este creștină și a învățat de la Hristos că iubim pe toți oamenii, că nu avem noi a judeca pe niciun om
să ne iubim și vrăjmașii, să iertăm. Veți vedea, să facem numai experimentul acesta. Și dacă soția mea, care numai om este, om, cu păcat, cum este oricare om, și dacă ea, numai om fiind, poate ierta așa și primi așa, închipuiți-vă cum poate ierta și primi Hristos, care e om, dar e și Fiul de Dumnezeu, El e veșnic, El e dragoste întruchipată, numai cereți iertare lui Iisus. Și acolo erau vreo 4-5 frați, unii din ei mai trăiesc, cum în România, care au fost de față la scena aceasta. Omul ăsta, care era mai înalt decât mine, un vlășgan, a început să rupă haina de pe el și să strige: ce-am făcut, ce-am făcut, am vărsat sânge nevinovat. I-a venit în mușcare. Și eu i-am spus: în numele lui Iisus Hristos, poruncesc diavolului Uri să iasă din mână. Și el a căzut la pământ și a început să se roage. Nu știa cum să se roage. Dar cu atâtea lacrimi, iarăși și iarăși: Doamne, iartă-mă, iartă-mă, dar și cu, cred că mă ies. Era și cu credință cererea aceasta. S-a rugat el, s-a rugat fratele Vlad, m-am rugat eu, cine mai era pe acolo. S-a sculat de pe genunchi, l-am sărutat, i-am îmbrățișat și am spus: v-am promis un experiment. Acum vreau să-l facem, experimentul acesta. Vom trezi pe nevastă mea. N-au zis nimic. Era tare, tare slăbit. Și am trezit-o pe nevastă mea și am spus: și cine este domnul acest? Nu știu. Ăsta e omul care a condus execuțiile a multor evrei și a familiei tale, de fapt și familia mea, a condus execuțiile acolo și acum s-a pocăit, îi pare rău de ceea ce a făcut, și a crezut în Domnul Iisus pentru iertare. Și atunci nevastă mea l-a îmbrățișat și cu atât de drag l-a sărutat și cu lacrimi amândoi în ochii lor, iar s-au sărutat și iar s-au îmbrățișat și iar s-au sărutat și iar s-au îmbrățișat, ca doi care se iubesc, nu mai era nimic. Sângele lui Iisus Hristos curățește de orice păcat. Mănâncă trupul meu, bea sângele meu și gata, ai altfel de viață. Ce ai fost? Ai fost femeia adulteră, ai fost tâlharul ăla de pe cruce, ai fost ucigaș, ai fost trădător, ai fost turnător, ai fost ce ai fost? Lacrimile de căință și credința în Domnul Iisus iartă tot. Ești un om nou născut, e un altfel de om. Nu mai ești ucigatul ăla, acum ești un alt om. Omul cel nou. Și s-a dus într-adevăr nevastă mea, cum i-am închipuit, i-a făcut ceva, un ceai, i-a adus ceva. Așa. Și am zis: ăstuia trebuie să-i mai dau o lecție, că el a făcut prea multe. A omorât el să lăudate că a omorât copilași evrei în brațele părinților lui. M-am dus și l-am trezit din somn pe Mihai, băiatul meu, avea atunci 3-4 ani. Cum, ca un copil, când îl trezește în somn, s-a speriat. Dacă l-am luat eu în brațe, era tată. A căzut iar, a adormit iarăși. Și am venit cu copilul în brațe acasă, în odaia aceea. El s-a speriat când m-a văzut cu copilul. A zis: acum o să-mi țină el o predică de mustrare că am omorât copii. Și am spus: vezi copilul ăsta, ce liniștit, doarme în brațele mele, e tatăl său. Și dumneata ești copil nou născut în brațele Tatălui Ceresc. Și a fost, s-a dus. Acum ești un om nou. Omul acesta a început o viață nouă. S-a dus la regimentul lui înapoi. Eu i-am dat un nou testament, a venit peste câteva zile, ce eu nu mai înțeleg. Când eu eram cel mai rău la înjurături de cele sfinte și la băut și la orice și la omorât, eu eram considerat un ostaș exemplar. Acum când stau cu cartea asta neagră și citesc în ea, nu mai fumez, nu mai beau, nu mai înjur, toți spun că am înnebunit. Dar ce fac că mă trimite iar pe front? Zic: du-te pe front, dar să nu mai ucizi. Biblia spune să nu ucizi. Biblia nu spune să nu te lași ucis. Poți să te lași ucis, tu să nu mai ucizi, că ai ucis destui. Tu de acum înainte să nu mai faci. Și când s-a întors de pe front a doua oară, mi-a arătat scrisoare de la ofițerul lui, el fiind așa un vlășgan, se oferise voluntar să meargă prin tranșee să strângă pe cei răniți și a salvat vieți. El, ucigașul de vieți, a devenit un salvator de vieți. Un om, oricât de rău, poate să se nască din nou. Noi nu avem ură. Comuniștii au ucis, au chinuit nespus de tare mulți dintre noi. Au luat țăranului și plugul, lucrurile din casă. A luat fiecăruia totul, familii s-au distrus.
a pus fiul să denunțe pe tata și tata să denunțe pe fiul și a băgat zăzanii și în biserică și a cumpărat pe unii, tu să fii turnător și tu să fii... Și unul împotriva celuilalt. Mi-a făcut foarte mult rău. Dar nimeni nu poate face mai mulți păcat, păcat mai greu, păcat mai mult de cum este bunătatea lui Dumnezeu, e totdeauna mai mult decât păcatul în mine. Și nimeni nu poate face creștinilor un păcat așa de greu, încât creștinii să nu poată să ierte, să nu poată să le zâmbească cu bucurie, să nu poată să-i primească înapoi. Să știe comuniștii. Comuniștii ei între ei s-au urât. Că cine l-a răsturnat pe Ceaușescu? Tot comuniști. A fost ură. Un comunist pe alt comunist. Ei între ei nu se iubesc. Creștinii sunt prietenilor. Noi îi iubim. Pentru tot ceea ce i-au făcut, noi avem iertare. Și le spunem, veniți cu noi înspre împărăția lui Dumnezeu și cel mai mare păcătos este primit. Și tu, turnătorule, care până acum ziceai că ești fratele nostru și scrieai acolo la securitate și l-am puterniciți fel de fel de lucruri împotriva noastră. Și asta se poate ierta. Și lui Iuda, Iisus a spus, prietene, nu mai vă simțiți apăsați, ia, ca și cum n-ar exista nicio speranță pentru voi. Nu există om fără de speranță când avem un așa de mare mântuitor. Există iertare pentru fiecare. Nu mai să vă întoarceți, că Iisus vă primește cu drag. Ăsta e mesajul pe care îl avem pentru comuniști. Ei au în biserica creștină, oricum s-ar numi, ei au în biserica creștină un prieten, fiindcă biserica reprezintă pe Iisus Hristos. Și voi care mă ascultați, probabil unul a suferit una, altul a suferit alta în serviciul lui, în familia lui. Unii poate ați fost frecați pe la securități, pe la miliții, câte și câte. Alții ați stat închiși mulți ani. Nu pot ei să ne facă atât de rău cât putem noi, prin mila lui Dumnezeu, să fim buni, să iertăm. La noi ușile sunt deschise și deschisă este inima lui Iisus pentru fiecare. Și acum numai un cuvânt să vă mai spun. Poate voi mai face câteva mesaje în alte zile, dar un cuvânt vreau să vă mai spun. Când am fost închis, am căzut foarte greu bolnav. Am avut tuberculoza întreaga suprafață a ambilor plămâni, am avut tuberculoză osoasă și gălbenare și diabet și cu inima și nu știu. Și eram pe moarte în închisoarea Târgu Ocni. Eram așa de bolnav, așa de slab, că dacă aveam o ceașcă de apă lângă mine, nu puteam să întind brațul să iau ceașca asta de apă, trebuia cineva să mă aducă la gură. Așa de... Eram prăpădit, ortodoxi treceau pe lângă patul meu și își făceau semnul crucii, cum au ei obiceiul, dacă cineva e muribund, ei credeau că gata, acum cu el, Dumnezeu să-l ierte. Eram fiduc. La dreapta mea era un păstor cu numele de Iscu, tânăr de vreo 40 și ceva de ani. Așa l-au chinuit, așa l-au torturat, că era pe moarte acum. Grozav. Dar fața lui strălucea, avea un zâmbet pe buze și numai una spunea despre cer, despre Hristos, despre viața veșnică, despre... Era o plăcere să-l ascult. Vorbea în șoapă, dar era o plăcere să-l ascult. Era... Mergeam spre rai. Iisus a spus, cine crede în mine, nu că o să aibă, nu, are viața veșnică. Una este că o să am bani la sfârșitul lunii sau la sfârșitul anului și alta e că n-am bani în buzunar. Iisus nu spune, o să ai viața veșnică. Nu, crede în mine, ai. Raiul este al tău. Raiul, împărăția celor, nu e al lui Dumnezeu, spune Iisus. Ferice de cei săraci cu Duhul, căci al lor este împărăția lui Dumnezeu. E mea, e proprietatea mea. Și era așa de liniștit și așa de senin păstorul ăsta, știa unde se duce. El era la dreapta mea. Vă veți mira când vă voi spune cine era la stânga mea. La stânga mea era comunistul care îl chinuise de moarte, la care și el era închis acum. Că voi știți că comuniștii au urât pe creștini, au omorât pe evrei, au urât și au omorât pe evrei, au omorât pe cei de alte partide țărăniști, liberali, socialiști și așa mai departe. Dar comuniștii s-au urât și ei între ei. Un comunist a pus pe altul la închisoare. L-a pus pe Lucrețiu Pătrășanu, pe unul pe altul. Și comunistul, care chinuise de moarte pe pastorul ăsta Iscu,
Ce s-o fi certat cu el? L-a băgat și pe el. Așa? Și era atât de bătut și el, încât și el era pe moarte. Noaptea mă trezea din somn. Domnule pastor, spuneți o rugăciune pentru mine, eu nu pot să mor. Atâtea rele am făcut. Nu pot să mor. Și atunci am văzut o minune, o minune a minunilor. Păstorul muribund a chemat alți doi deținuți și sprijinindu-se pe umerii lor, încet, încet a trecut de patul meu, s-a așezat pe marginea patului ucigașului său, că era pe moarte. S-a așezat pe marginea patului ucigașului său, l-a mângâiat pe păr. Asta sper să nu uit în viața mea. Când ți-ai mângâiat tu ultima oară pe păr, pe soția ta? Știi când ai certat ultima oară, dar de mângâiat pe păr, când ai mângâiat ultima oară? Cum își dorește o bunică o mângâiere, așa, un respect de la, nepoată, de la un nepot, deci suntem zgârciți în mângâiere. Și eu am văzut un creștin, un ucenic al lui Iisus, care a învățat de la Iisus să iubești pe vrăjmaș, dar nu pe vrăjmașii Pilat și Caiafa, noi pe ei iubim. A, Iisus a fost mare că a iubit pe Pilat și Caiafa. Nu, pe ăla care pe tine te-a omorât. E ușor să-l iubești pe ăla. Nu, să-l iubești pe ăla care pe tine te-a omorât. L-am mângâiat pe păr, vă închipiți ce dragoste. Și a vorbit așa de dulce cum vorbește, cred că făt frumos, așa a vorbit cu Ileana, cu Sânzian. Cu atâta iubire ai fost tânăr. N-ai știut ce ai făcut. Eu ți-am iertat și pot să te asigur că toți pe care i-ai bătut sau ce ai făcut, dacă erau creștini și ei te-au iertat, noi putem să te iertăm. Da, păi Iisus. El vrea să te ierte mai mult decât vrei tu să fii iertat. El vrea să fii cu El în cer mai mult decât vrei tu să fii în cer cu El. El aleargă după tine. Numai să te întorci. Și l-am auzit cu mâna și a spus tot păcatul păstorului acestea. Și s-au rugat ei împreună, s-au sărutat unul pe altul cu o sărutare sfântă. Ce sărutare mai sfântă se poate decât între ucigașul pocăit și cel ucis? Adevărat sfântă sărutare. S-au sărutat unul pe altul, încetul cu încetul. Păstorul Iscu a mers înapoi la patul lui, au murit amândoi în aceeași noapte, era un ajun de Crăciun. Dar nu un ajun de Crăciun în care se sărbătorea numai că acum 2000 de ani, departe în Betleem s-a născut un Mântuitor. Nu! Mântuitorul ăla din Betleem s-a născut iarăși, în noaptea aceea, în sufletul unui criminal. Și cel care a dus pe criminal la credință a fost victima lui. Și cumva primul meu apel este către frații mei, către surorile mele din România. Sper să fiu în curând la voi. Am fost victimele urii. Noi să fim acum trăitorii dragostei. Poporul român e un popor deosebit. Fiecare popor are un cuvânt pentru dragoste. În engleză, dragoste se spune love. În ungurește se spune sedete. În germană se spune liebe. În rusește se spune iubov. Au câte un cuvânt. Românul are trei cuvinte. Dragoste, iubire și amor. Și dacă spui, nu mai pot să am dragoste pentru acest om, că a fost ticălos. E, bine, las, nu mai poți cu dragoste, iau cu iubirea. Și după o vreme, of, ăsta m-a epuizat iubirea, nu mai pot să-l iubesc, nu-i nimic, iau cu amorul. Noi avem trei cuvinte. Și la Iisus avem cuvintele nesfârșit. Nu există cineva prea rău pentru iubirea noastră. Și mesajul meu, îl cred din toată inima că e de la Domnul, este un mesaj al iubirii, al dragostei și al amorului, în care sunt cuprinși toți frații noștri, toți cei care au suferit, nu numai frați care au suferit, dar întregul popor român care a suferit. Și când spun popor român, nu mă gândesc numai la românii în Iași, care sunt dintre Iași și de ceva, dar și ungurii care trăiesc la noi în țară, și sașii care trăiesc, și sârbișii, trăiesc atâtea neamuri și ar trebui să fim frați între noi cu toții. Ei ne-au urât. Noi să-i iubim și să se împace acum România aceasta, să nu mai fie după o revărsare de ură, o altă revărsare de ură și de procese reciproce și să ne frecăm unul pe altul. Și hai să dăm mână cu mână cei de inimă română, așa se cânta zona în țară, uitând, iertând un mare ticălos, poate să devină un mare sfânt
Saul din Tars era un mare prigonitor al creștinilor și a devenit cel mai mare apostol. Fiecare are ușa aceasta deschisă. Noi privim la fiecare cu un zâmbet care arată dragoste și împăciuire și sperăm că va fi o Românie cu totul nouă, frumoasă, cum este soarele de pe cer. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, scumpii, scumpii mei, ascultători și ascultătoare și copii români, și rugați-vă și voi. Am vârstă de 81 de ani, nici sănătatea mea nu e așa de bună, nici a soției, însă ne vom strădui în curând să fim cu voi. Rugați-vă și pentru noi și pentru misiunea aceasta, care a făcut bine României, face încă în multe țări comuniste. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Dacă v-a plăcut acest mesaj, dați like și subscribe. Te invit să urmărești episodul următor în care Richard Wurmbrand va predica despre preoți după inima lui Dumnezeu. Dând un share, sunteți o binecuvântare pentru cineva.